Ședințele plenare reprezintă cea mai aglomerată perioadă de activitate a Parlamentului European, adunând într-un singur loc toți europarlamentarii. Acestea au loc la Strasburg în fiecare lună, cu excepția lunii august, iar fiecare sesiune durează 4 zile. Acesta este locul unde comisiile și grupurile politice prezintă rezultatul muncii lor și mai mult de atât, acesta este locul unde se iau cele mai importante decizii. Sesiunile plenare sunt prezidate de președintele Parlamentului European, ajutat de 14 vicepreședinți. Pentru a facilita cooperarea dintre instituții în procesul de luare al deciziilor, la sesiuni participă și Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene. În timpul sesiunilor plenare, europarlamentarii dezbat și votează pe baza rapoartelor adoptate în prealabil în comisie. Durata dezbaterilor depinde de numărul de europarlamentari care vor să își exprime opinie. În acest punct, ei pot propune amendamente prin care să aducă schimbări textului din raport, dar de obicei amendamentele se discută la stadiul de comisie sau în negocierile din trilog. Tot în timpul sesiunilor plenare, europarlamentarii pot ridica și alte subiecte pe care le consideră importante. Acesta este locul în care europarlamentarul tău, Petru Luhan, a luat cuvântul și a cerut tratarea băuturilor carbogazoase în același regim cu tutunul și alcoolul. Cer Comisiei Europene să ia măsuri urgente pentru protejarea sănătății minorilor din Uniunea Europeană prin tratarea comercializării sucurilor carbogazoase în regim similar cu al țigărilor și băuturilor alcoolice, campanii concrete de informare și depistarea substanțelor nocive în sucurile carbogazoase. Acesta este locul în care europarlamentarul tău, Petru Luhan, a votat bugetul Uniunii Europene, unde România a primit 40 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Acesta este locul în care Petru Luhan a criticat poziția guvernului Marii Britanii față de emigranții români și a cerut prim-ministrului David Cameron și liderului opoziției Nigel Farage să își ceară scuze pentru acuzațiile aduse pe nedrept. I urge Mr. Nigel Farage to publicly apologize to those over 20 million Romanians he offended by comparing them to cockroaches and accusing them of wanting to move to the UK to climb welfare benefits. I request the same apology from all British politicians who prophesized a Romanian invasion to the UK, including Prime Minister Cameron. Mai mult de atât, acesta este locul în care europarlamentarul tău, Petru Luhan, luptă ca românii să se bucure de drepturi depline în Uniunea Europeană.